Am revenit după câteva luni la serviciu pază de stat, în clădirea asta bengoasă, pentru că nu mi-au răspuns. Cine și de ce m-a adresat acum câteva luni? Bună ziua! N-aș vrea să vă tulbur liniște, dar câteva luni în urmă am scris o petiție aici la instituția dumneavoastră și n-am primit niciun răspuns. Și mă gândesc să vin cu protest dacă n-aveți de gând să-mi răspundeți. Domnule, la cine vă răspundeți? Nu știu, cancelarea, cineva, cine răspunde la petiții? Șeful. Consulul, dar s-au condus colegii doar de faptul că au fost primit de la Curaj. Deci, Curaj da, Medeule, da, Bregada. Da, da, da. Și deci, asta e data 15 iunie 1139, când v-a expediat răspunsul respectiv. Ok. Bănuim că poate e un moment și tehnic. Posibil. Poate am pus un punct în plus sau ceva. Da. Deci, eu, de pildă, nu văd un răspuns exhaustiv, dacă să vorbim corect. Da. Urmare, în procesul verificării faptului arătat, s-a constatat că, conform contractului încheiat în Procuratorul General de Poliție, Guardianul Public a fost asigură regimul de acces la obiectivul vizat și a acționat în conformitate cu prevederile contractuale. Foarte evaziv, dar așa. Da, da, eu m-am plâns de depășirea atribuțiilor și de agresare. Am înțeles că o agresare ați făcut la Procuratorul. Da. Pentru că Procuratorul a solicitat răspunsul ăsta. Ei, o calificare eventual, dacă e o legală, da. Dacă e depășirea atribuțiilor, se încadrează într-un articol care va fi și se facă dosar penal. Ei fac calificarea și eu. Și ai un cerut penal. Da, 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 da. Bănuiesc că acolo mai profund o examinat. Deocamdată nici de la ei n-au răspuns, așa că da. Măcar acolo mă mai duc cu protez, dar aici de-am n-are rost. Dacă mi-ați răspuns, m-am lămurit. Procesor, presupun că odată administrativ, îți cam crăcănați cu argent așa, mă domnule. Cel puțin aici ar fi de formal, deci s-a făcut cum s-a făcut. Dumneavoastră trebuie să faceți adresarea cu întrebări. Cu întrebări. Da, de cine? Și atunci primeți răspunsul cu răspunsul la întrebări. Cam așa ar fi. Mulțumesc, o zi bună. Dar, oricum, asta e o operație. Ne lămurim. Da, da. Răspuns în doi peri. Gardianul are așa împuterniciri, sar la bătaie, îți scoat cu forța din Procuratura Generală. Așa crede serviciul pază de stat, care poartă și numele MAI în denumire, dar că nu subordonează Ministerului de Interne, ci doar direct guvernului. Mă înțămăși și bada prostii.